Bun găsit, stimați spectatori. Iată invitatul meu și al dumneavoastră de această dată. Este domnul Romeo Chiriac, este director executiv la AJFM Gorj. Bine ați venit în emisiunea noastră și zic eu că este de bun augur, având în vedere că și rata șomajului este mare la nivel de România. Noi, Gorjul, stăm un pic mai bine, dar având în vedere că acum este bacul și că foarte mulți elevi, absolvenți, vor deveni șomeri, că, iată, locurile de muncă sunt mai restrictive, mi-am permis să aleg acest subiect de vară. Da, aveți dreptate. La nivelul județului Gorj avem înregistrat la ora actuală 9.885 de șomeri, din care 4.226 sunt femei. Numărul șomerilor indemnizați este de 3.561, numărul șomerilor neindemnizați 6.324. Și o rata șomajului de 6,84% este o rata șomajului cu un trend descrescător, atât față de luna trecută, când aveam înregistrat o rata șomajului de 7,22% și un număr de șomeri de 10.446, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, când la sfârșitul lunii mai aveam înregistrat o rata șomajului de 6,88%, aferentă unui număr de 9.950 de șomeri. La nivel național, rata șomajului este mai mică decât la nivelul județului Gorj, dar este într-adevăr și la nivel național o rata șomajului în descreștere față de perioada anterioară. Noi la nivel național ne situăm cam constant pe un loc 9-10 la nivel național, iar din punct de vedere regional, singurul județ este Vâlcea, care are o rată a șomajului mai mică decât noi. În rest este Mehedin, Dolju, care au o rată a șomajului peste 10%. E mai mare, da. Da. V-aș întreba cum ați reușit această performanță, având în vedere că piața locurilor de muncă a fost într-o continuă scădere. Foarte multe firme au intrat în faliment și automat salariații n-au avut altă modalitate de a-și rezolva problemele decât la AJFM. Noi derulăm în permanență diverse programe și ar fi demn de remarcat, ca să o legăm și cu mediul rural, cu zonele rurale, suntem singura agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă din România, care derulăm aceste acțiuni de tip caravana ocupării, acțiuni pe care le derulăm în localitățile în care ponderea șomerilor în populația cu vârsta 18-62 de ani este peste media înregistrată la nivelul județului Gorj. De exemplu, la ora actuală, la nivelul județului Gorj, avem o medie de 4,01%, iar defalcat pe mediul rural și mediul urban ar fi, la nivel urban ar fi 2,86%, iar pe mediul rural 5,24%. De aceea ne îndreptăm prin aceste acțiuni să derulăm aceste activități în zonele preponderent rurale. Care ar fi acelea, ca să știe și telespectatorii noștri? Până în prezent, deci anul acesta, am derulat acțiuni de tip caravana ocupării la Bustuchin, la Bolboș, Borăscu, Bărbătești și Săulești. Au fost acțiuni derulate foarte bine. Le mulțumesc primarilor din localitățile menționate pentru implicare și pentru faptul că au fost alături de noi în organizarea acestor activități. Activități în cadrul cărora noi le prezentăm și avem dorința ca la aceste acțiuni să participe persoanele care beneficiază de venitul minim garantat și, în general, persoanele care n-au un loc de muncă, dar își doresc cu adevărat un loc de muncă. Le prezentăm serviciile pe care le oferim în mod gratuit tuturor persoanelor aflate în baza noastră de date, înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, le prezentăm locurile de muncă vacante la momentul organizării acțiunii, de asemenea locurile de muncă vacante pe care le avem prin rețeaua EURES, prin care gestionăm locurile de muncă din spațiul economic european,
cursurile de formare profesională pe care le derulăm județului și avem și un scop anume, chiar să identificăm dacă există cerințe locale să organizăm cursuri de formare profesională chiar în zona în care organizăm acest tip de acțiune. Și, spre exemplu, am avut la Roșia de Amaradia anul trecut, la una din acțiuni, am identificat necesitatea organizării unui curs de gaterist, am organizat acest tip de curs, au fost și încadrat peste 60% din absolvenții, șomerii absolvenți de cursuri, iar am ținut în continuare legătura cu comunitatea locală, dovadă că anul acesta am organizat deja tot în Roșia de Amaradia, două cursuri de pădurar și un curs de lucrător în cultura plantelor. Interesant, ceea ce spun da. Eu că este foarte bine pentru șomeri din zona respectivă care nu trebuie să se deplaseze, să mai participe la programe de formare. Chiar dacă îl suportăm noi. Dar oricum e oboseala acumulată. Așa e. Dar cred că depinde foarte mult de primarii din zonă, pentru că nu ei facilitează până la urmă. Omul vine da, la noi primar... am ținut legătura cu toți primarii din județ. De asemenea, la Țânțăreni vom organiza și începem deja curs de lucrători în creșterea animalelor. Începând cu data de 2 iulie, deja oficial începe acest curs. Și primesc diplome, certificate care atestă... Participă la programul de formare profesională, participă la absolut toate orele, spre exemplu, sunt 120 de ore de teorie, 240 de ore de practică, da, deci un total de 360 de ore. După aia se susține la finalizarea programului, se susține un examen de absolvire în fața unei comisii, numite de către Comisia de Autorizare de la nivelul județului din care face parte Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților cu care colaborăm în organizarea acestui program, după care vor intra în posesia certificatelor de calificare, ce le conferă dreptul ulterior de a se autoriza și de a obține de la primărie certificatul de producător, putând să-și valorifice produsele din gospodăria proprie. Vă întreb și pe dumneavoastră, așa cum îi întrebam și pe cei de la Camera Agricolă care organizează astfel de cursuri, dacă acele certificate care atestă pregătirea lor profesională sunt recunoscute în toată Uniunea Europeană, pentru că ați văzut foarte mulți preferă să meargă afară să muncească pentru că sunt plătiți un pic mai bine și cu banii de acolo vin și își mai fac ceva aici. Cu siguranță sunt recunoscute și de aceea le și organizăm. Este o organizare foarte serioasă. Avem lectori, formatori, fie cadre didactice, fie profesioniști pe domeniile ocupaționale respective. De aceea, deci, vrem să toate aceste programe să se desfășoare în condiții excelente și mai mult să fie finalizate cu angajarea sau eu știu să-și obțină aceste certificate de producător pentru a avea o eficiență până la urmă, că degeaba facem cursuri și până la urmă nu doar se... Doar le facem ca să avem sigur un, că da. O hârtie la mână. Și avem la programele organizate, avem o rată de plasare de minim 50%. Asta e un lucru bun. Da, e un lucru foarte bun și chiar mare. Comparabil cu statele din Uniunea Europeană. Dar aveam o curiozitate. Cine vine la cursul acesta? Având în vedere că șomeri sunt de la 18 ani, imediat ce termină liceul și nu au loc de muncă, până la aproape de pensionare, dacă cumva te dă firma și intri în șomaj. Vin și persoanele din cea de-a doua categorie de vârstă sau în special tinerii? Cei mai mulți așa cuprinși la cursuri ar fi ca și pondere cei cuprinși între 25 și 35 de ani. Din punct de vedere al studiilor, cei mai mulți sunt cei cu nivel de studii medii, da? Dar să nu uităm că avem și persoane cu studii superioare înscrise la cursuri și avem până în prezent 82 de persoane cu studii superioare
La diverse, care se recalifică, probabil. La diverse cursuri sunt care chiar necesită studii medii pentru a te înscrie la un astfel de curs, dar dacă acceptă și dorește să facă un curs de coafură sau de lucrător în comerț, noi nu putem să restricționăm. Dacă omul are abilități, poate să le practice. Normal, și poate are o promisiune sau are abilități ulterior, urmând să-și deschidă o afacere pe cont propriu, este foarte bine. Și mai este un impediment atunci când se angajează, poate nu numai șomerul, este limita de vârstă, care ați văzut, este aproape nelipsită la angajatori pe acel bilețel când spun ei că fac angajări. Aici ce ne puteți spune? Se fac demersuri la nivel central pentru a nu mai limita, să zicem, acest drept al cetățeanului, că până la urmă și după 35 de ani poți fi apt pentru o meserie. Da, bineînțeles. Noi, prin subvențiile pe care le acordăm angajatorilor, chiar am făcut și facem în continuare apel pentru a le oferi o șansă tinerilor și să acceseze fondurile pe care le oferim noi, ca și subvenții, prin încheierea convențiilor de subvenționare a locurilor de muncă, pentru a le oferi o șansă tinerilor să pornească în viața profesională. Da, și am făcut apel, chiar am avut întâlniri și cu, a fost o întâlnire cu Camera de Comerț și chiar îl felicit pe domnul președinte, domnul David, pe doamna directoare de la Camera de Comerț, care au avut o inițiativă și au inițiativa de a organiza anual și a acorda premii firmelor, societăților comerciale cu rezultate deosebite, și chiar la acea întâlnire am făcut un apel către angajatori să acceseze fondurile pe care le oferim noi pentru a le oferi, pe de o parte, o șansă tinerilor de a porni în viața profesională și, pe de altă parte, celor care au o vârstă de peste 45 de ani sau care mai au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare, pentru a le crea locuri de muncă și a le merge vechimea și implicit... Da, mă gândeam acum că au dreptate și dumneavoastră, că le trebuiesc oameni cu experiență și, în general, am văzut că foarte mulți tineri au fost, să zic așa, îndreptați de către părinți, poate, sau de către opțiunea lor personală, de a merge la licee cu profil economic. Și ați văzut, atunci când se fac angajări în acest domeniu, ce este trist este acel fapt că se pune și aici o experiență de minim 5 ani. Cum și-ar putea dobândi un tânăr absolvent o asemenea experiență atât de repede cât să poată și el profesa de mâine. Da. Aici am un rol important, îl au consilierii privind cariera din școli, care trebuie să îi îndrume pe tineri. Mă gândeam acum, și-or face ei bine treaba? Da. Nu vreau să comentez. Da, e o întrebare a mea, așa rămâne... Doar la asta de întrebare. Dar oricum, încet, încet s-au făcut destui pași spre bine și până la urmă trebuie să conștientizeze și părinții, în primul rând. Dom'le, dacă copilul nu este pregătit și nu are sens să-l forțezi, încă îl forțezi și nu are sens să insiste. Ce cauza uman cu unul de la real sau invers? Corect. Dom'le, trebuie să facă facultate neapărat. Păi poate nici nu-i place. Pierde și vremea, da, și bani cheltuiți. Toți angajatorii cer să ai studii superioare. Încet, încet se așează, exact. O să vedeți că... De asta avem nevoie. Corect, trebuie să se reașeze lucrurile și, dom'le, dacă e copilul bun pentru să fie mecanic auto, să e electrician... Lasă-l acolo, că vă spun că are și el... Personal are satisfacție și financiară și așa, profesională, până la urmă. Da. E mare lucru și dacă tot vorbim de adolescenții, cam ce val așteptați acum după bacalaureat în fiecare an? Cam care-i pondera care vine spre dumneavoastră imediat? Cam în fiecare an în jur de 2000-2200 de absolvenți se prezintă la sediul nostru și la punctele de lucru. Până în prezent au venit 170, din care 18 sunt cu studii superioare și 145 absolvenți de liceu de specialitate. Spun cifrele cele mai mari. Da, n-are sens să mai spun unul cu școală generală sau...
4 cu școală post-liceală. Deci, acești absolvenți trebuie să își depună un prim dosar la sediul agenției noastre sau la punctele de lucru din județ, pentru ca ulterior să-și depună cel de-al doilea dosar pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj. Primul dosar se depune în 60 de zile de la absolvire, deci din momentul în care are situația școlară încheiată, se prezintă cu acest prim dosar care conține certificatul de naștere, buletinul, actul de studii, adeverința pe care o eliberează instituția de învățământ și adeverința medicală de la medicul de familie care atestă starea de sănătate, plus un dosar cu șină. Acesta este un prim dosar. Dacă în care se depune, deci în 60 de zile, trebuie menționat ca să știe foarte bine. Noi am transmis și la Inspectoratul Școlar Județean și la Universitate, la instituțiile de învățământ, am trimis să afișeze și chiar avem afișat și pe site-ul nostru, ca toți să știe că în 60 de zile. Deci asta presupune până pe data de 29 iulie. Noi primim primul dosar. Primul dosar, da. Da. Excepție fac cei care nu au situația școlară încheiată și pot să vină în 60 de zile din momentul în care iau corigențele sau și au situația școlară încheiată. După care trebuie să vină cu, dacă în cele 60 de zile nu își găsesc un loc de muncă, fie singuri, fie sprijiniți de agenție, vor, ca să poată beneficia, deci nu este obligatoriu, ca să poată beneficia de indemnizație de șomaj, trebuie să vină și cu cel de-al doilea dosar, care conține, încă o dată, până pe lângă cele menționate anterior, pe lângă documentele acelea, de la fisc o adeverință cu veniturile, dacă au venituri din activități autorizate. În baza celui de-al doilea dosar, deci actele se conformează de către funcționarii noștri conform cu originalul, deci nu trebuie la notariat sau pe nu știu unde, și după ce își depun cel de-al doilea dosar, pot să beneficieze de indemnizație de șomaj timp de 6 luni, iar cuantumul este 250 de lei. E foarte bine că m-ați întrebat, ca da, să știe tinerii... Da, sunt foarte mulți acum care asta vor face, trebuie să nu recunoască. Trebuie să aștepte să vadă dacă ia bacalaureatul sau dacă ia licența. Deci are situația școlară încheiată, automat... Și licența poți să o iei după 10 ani. Da. Bacul la fel. Deci nu trebuie așteptat, fiindcă după aia o să ajungă în situația că dom'le, n-am știut. Că, da, să ne fie cu iertare că noi chiar am mediatizat... Ați încercat peste tot să faceți cunoscut acest lucru și foarte bine că la Inspectoratul Școlar, că normal, atunci când vine BAC-ul, părinții sunt chemați la școală pentru o ultimă ședință plus, cu părinții. Să nu uităm că noi avem, în paralel cu celelalte acțiuni pe care le desfășurăm, desfășurăm și acțiuni de informare la licee, la facultăți, la care participă studenții sau elevii din anii terminali. Și colegii mei îi informează pe aceștia exact și cu privire la documentele de care făceam la care făceam referire, plus serviciile pe care le oferim în mod gratuit, ca ei să nu fie derutați în momentul în care intră în baza noastră de date, să știe, băi, hop, mă orientez spre un curs de calificare pe meseria eu. Sau mă duc, iau o repartiție să mă duc să găsesc un loc de muncă pe calificarea pe care o am deja. Eu tot mai cred că generația asta vine mai pregătită și internetul a avut o ponderă mai mare și în zic, rândul acestor și tineri și sunt puțin mai documentați decât cei care au fost. Spuneți-mi cum sunteți pregătiți dumneavoastră pentru acest volum de muncă. Că și la dumneavoastră, ca la orice instituție, au fost locuri blocate, sunteți puțin ca și personal. Nu sunt multe sucursale prin teritoriu ca să zici, băi, mă duc acolo, nu mai vin aici la oraș ca să fac dosarul sau să pun viza. Vă dați seama, noi cândva eram 70 de funcționari la nivelul județului. La ora actuală suntem 39. Jumătate. Dar sarcinile de servici sunt mult mai multe decât înainte. Încercăm. Deci suntem extrem de puțini. Suntem subdimensionați. Încercăm cu personalul care, fiindcă degeaba ne văităm, n-ai ce face. Trebuie să facem. Trebuie să rezolvăm problemele. Oamenii nu vin să stea și să vadă că ne văităm noi, că n-avem personal.
Trebuie să rezolvăm problemele. Și totuși acolo e ca un furnicar la dumneavoastră, că în fiecare zi vine mulți. În fiecare dimineață sunt peste 100 de oameni așa la prima strigare. Vă dați seama, ne gândim, găsim soluții de moment, dăm, chiar le mânăm bonuri de ordine, adică să fie totuși să o ordine. Puțin. Sigur că da. Acum, pot să mai apară și nemulțumiri, dar nu sunt datorită nouă sau că nu am dorit să îi rezolvăm. Din contră, tocmai chiar, de asta am punctat, că chiar sunteți puțin. Vreau să vă spun că sunt județe care le preiau dosarele și mai cheamă după 2-3 zile din nou. Noi am zis, domnule, mai bine facem un efort și tot omul este venit astăzi. Da. Mai bine stă și își rezolvă problema, ca să nu-i mai... tot chemăm. Suntem așa pe final de emisiune și aș fi vrut să închem și într-un ton mai optimist și să vă întreb dacă sunt și șomeri fericiți și mă gândesc la cei care urmează cursurile dumneavoastră și pe urmă poate cu ajutorul unui părinte, rude, prieten, nu știu, vrea să dezvolte o afacere. Vi s-a întâmplat să aveți astfel de cazuri? Avem destul de multe, să știți. Și am mai spus-o și cu altă ocazie. Până la urmă, activitatea noastră, da, este relevată în raportări, în cifre, în statistice, domne, că am făcut atâtea cursuri sau da, atâția cursanți. Multe numere, cifre, calcule. Dar, până la urmă, important e ceea ce se ascunde în spatele cifrelor, acele persoane care și-au găsit un loc de muncă, persoane care au participat la programele de formare profesionale, și au reușit să-și găsească un loc de muncă. Iată că, spre exemplu, la cursurile de formare profesională avem deja până la ora actuală 280 de șomeri, absolvenți de cursuri, care s-au angajat. Deci numai anul acesta. Procentul de plasare este de minim 50%. De-aia zic, e o satisfacție și a noastră că prin ceea ce facem este o bucurie mare când văd primarii ne-au spus, domnule, vă felicităm pentru acțiunile acelea, că veniți spre oameni, da, veniți dumneavoastră, lucru. Nu așteptați să vină oamenii la dumneavoastră, v-ați poate în deplasat către... Nu sunt atât de bine informați, să zic. Bineînțeles, și oamenii vin, noi pun diverse întrebări, nu vă spun, nu numai legate și care ar fi de competența agenției noastre. Chiar unii pun niște întrebări și îi îndrumăm către instituțiile da. Care ar putea să le rezolve problemele. Da. De aceea spun că este totuși o satisfacție să vezi că le-ai schimbat soarta unor oameni care din statutul de la statutul de șomer au ajuns... Da, și sunt. Și nu vă mai spun, în ultimul rând, că e și pe final... suntem implicați în 2 proiecte pe care suntem beneficiari și 4 proiecte pe care suntem parteneri, asta suplimentar față de sarcinile de servici pe care le avem și chiar le mulțumesc colegilor și pentru implicare și pentru absolut tot și la unul din proiecte vreau să vă spun că din cei 40 de șomeri care vor fi înscriși la cursuri de competențe antreprenoriale, 20 dintre cei care își vor deschide o afacere, la anul vor face o deplasare din bugetul proiectului la Copenhaga, deci în Danemarca, frumos. Pentru un schimb de experiență și vor participa la diverse întruniri cu oameni de afaceri de din acolo, Danemarca. Interesant, sigur. Ceea ce spune foarte mult. Da. Iată, stimați telespectatori, am stat de vorbă cu un director, spun eu, și foarte implicat și care a reușit în perioada în care ați păstorit, să zic așa, acest domeniu, să reduceți un pic rata șomajului la Gorj și să ne plasă mai bine în Oltenia. Deși e mult spus, poate, la situația nu, și în care este țara. Eu vă mulțumesc, e prea mult spus și că noi am redus. Nu, până la urmă, angajatorii sunt cei care reduc rata șomajului. Care vă ajută, da. Dacă oferă locuri de muncă și activitatea noastră și noi mai putem să fructuoasă. Le punem la dispoziția oamenilor în continuare. Încă o dată vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și ați fost alături și de telespectatorii noștri și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!